În primele declarații de presă făcute în fața Ministerului Finanțelor, chiar în ziua instalării sale oficiale, Dan Vîlceanu a spus că nu există creștere economică fără un puseu inflaționist, deși au fost ani cu creștere economică fără inflație în 2015 și că inflația nu e 5%. Asta deși în urmă cu câteva zile INS a anunțat că prețurile au urcat cu 5%. Iată declarația. Ce strategie aveți dumneavoastră pentru a opri această creștere a prețurilor și pentru a scădea inflația? Nu, inflația nu este un nivel record și nici nu e 5%. 5% e o estimare a Băncii Naționale, dar din punctul meu de vedere lucrul ăsta trebuie discutat în primul rând cu titularul problemei, care este Banca Națională. Pe de altă parte, Guvernul României nu a mai luat măsuri care să genereze inflația anul acesta și aici dați-mi voie să vă aduc aminte faptul că nu am majorat venituri, da, ale angajaților și toate măsurile luate au fost în direcția reducerii inflației și nu nici de cum a creșterii. Discutăm pe marginea acestui subiect cu jurnalistul Digi24, Cristina Sbân. Cristina este alături de mine. Mulțumesc pentru prezența în jurnal. Cum privim aceste declarații făcute iată în prima zi în fruntea Ministerului Finanțelor? Le privim din perspectiva în care noul ministru mai are de învățat, să spunem, niște lucruri acum că a ajuns șef peste finanțele țării. Inflația este deja la 5%, ceea ce a determinat practic Banca Națională să crească prognoza de inflație la 5,6% la finalul acestui an, cu estimarea privind coborârea ratei de inflație undeva anul viitor, încheierea anului 2022 cu o inflație cu care ne-am mai obișnuit în ultimii ani, undeva în jurul unui procent de 3%, dar în momentul de față avem aceste creșteri de prețuri ca urmare a, în principal, a creșterii prețurilor la energie, gaze și combustibil. O spuneau chiar și experții de la Banca Națională, spuneau că din inflația prognozată de 5,6% la finalul anului, undeva la 3% vine doar din aceste majorări de prețuri, pentru că au fost unele abrupte de 20% la tariful de la gaze, de exemplu, creștere, iar cel de la energie electrică undeva la 23-25%. Asta media de la INS. Oficial, pentru că vedem că sunt persoane care spun că prețurile au crescut de fapt mult mai mult și facturile au fost mult mai mari. Sigur, când vorbim despre datele de la INS, trebuie să ținem cont că este vorba despre o medie și o statistică. Fiecare simte pe propria piele creșterile diferit în funcție de contractele pe care le are semnate cu furnizorii de energie electrică, respectiv de gaze naturale. Un nou ministru la finanțe, după o perioadă în care Florin Câțu a fost interimar, ce urmează, ce obiective are noul ministru? Da, e o perioadă în care a fost interimar și a făcut deja proiectul de rectificare bugetară care ar trebui să intre în guvern și să fie aprobat și prin care se crește practic deficitul cu vreo 3 miliarde de lei și ajungem la un deficit estimat la finalul anului de 83 de miliarde de lei. Spunea de altfel premierul Florin Câțu că i-a trasat ca principală sarcină, să spunem, noului șef de la finanțe, lui Dan Vîlceanu, i-a trasat ca obiectiv păstrarea deficitului la finalul anului undeva la un 7%, puțin peste 7%. Asta în condițiile în care există un plan de consolidare fiscală care ar trebui să ducă acest deficit, practic diferența dintre cheltuielile și veniturile statului, sub 3%, dar asta într-un orizont de timp ceva mai îndepărtat, 2024, de exemplu, pentru reducerea deficitului sub 3%. Este un deficit mare pe care l-are de gestionat noul ministru al finanțelor, pentru că alte state europene deja și-au propus ca anul acesta să aibă deficite mai mici. Toate cheltuielile din toate statele europene au cunoscut o creștere accelerată anul trecut pentru că au trebuit să facă față unor cheltuieli neașteptate cauzate de către pandemie, cumpărare de echipamente medicale, dotarea spitalelor. Toate statele au avut deficite foarte mari. România a ajuns anul trecut cu un deficit de peste 9%. Anul acesta îl coborâm spre un 7%, dar în continuare destul de mare. Mai sunt câteva proiecte pe care ar trebui, sau situațiile pe care ar trebui să le rezolve ministrul finanțelor. Știm, de exemplu, că avem nemulțumiri din partea transportatorilor care chiar vor să organizeze un protest la mijlocul lunii viitoare, nemulțumiți că cei de la ANAF reîncadrează diurna ca salariu, să spunem, și le cer plata contribuțiilor sociale pe diurne în ultimii 5 ani. Sunt sume foarte mari despre care vorbesc aceștia și pe care n-au de unde să le plătească, ceea ce ar putea trimite în faliment multe firme. Spune astăzi ministrul că există în pregătire un proiect de lege care ar trebui să rezolve această problemă, însă până la acel proiect de lege pe care să-l vedem public, s-ar putea să avem totuși tiruri aduse în fața Palatului Victoria la mijlocul lunii viitoare, protestând pentru o problemă pe care o au cu ANAF-ul, care este în coordonarea Ministerului Finanțelor. Alte proiecte, pentru că spuneai că sunt mai multe proiecte de care ar trebui să se ocupe, spuneai acum de zona aceasta a transporturilor, alte proiecte care ar trebui să fie prioritare? Vorbea premierul astăzi de implementarea sistemului e-facturare care se va aplica de la 1 septembrie, deci de la începutul lunii viitoare, și despre care declara la un moment dat că ar putea să aducă 20 de miliarde de lei în plus la buget. De asemenea, se tot discută despre acea bancă de dezvoltare pe care vor să o creeze și acel proiect trebuie definitivat și găsită o soluție pentru ca acea instituție să funcționeze. Sigur, va mai trebui noul ministru al finanțelor să găsească și acei bani pentru proiectul Angel Salini pe care vor să-l lanseze cei care se află la guvernare, coaliția de guvernare, cât mai repede și care va fi alimentată din fonduri de la bugetul de stat. Din nou presiune pe un deficit. Va trebui să găsească soluții pentru finanțarea acestui deficit, adică împrumuturi, asta în condițiile în care am avut creșteri ale dobânzilor la care se împrumută România. Am avut o creștere, de exemplu, în iulie la 3,24% dobânda la care se împrumută România pe termen lung și este a treia creștere, practic, în anul acesta. Cehia, dacă nu mă înșel, este un alt stat unde au fost creșteri pentru dobânzile la care se împrumută guvernul de la Praga. Cristina, mulțumesc pentru prezența în jurnal și pentru toate aceste lămuriri.